în același vas, voi face de asta dată orez cu legume. Și mi-am pregătit o ceașcă de orez, de o măsură. Deci mi-am pus, eu gătesc acum pentru două persoane, câteva legume. Vedeți, am luat din acelea congelate, fără nicio problemă, puteți să puneți congelate, puteți să puneți proaspete de care vă doriți dumneavoastră. Și trei măsuri, deci cu aceeași ceașcă voi măsura apa. Puteți să puneți supă dacă aveți de la vreun pui, de la vreo găină, dar dacă nu, vă puneți pur și simplu apă rece, da? De, la fel rece. Am pus, deci se vede, legumele, orezul am clătit mai înainte, punem primul capac cu aripioarele în sus și punem cel de-al doilea capac, închidem bine și băgăm în cuptorul cu microunde. Asta e tot. Vedeți cât de repede, la fel puteți să gătiți și cu pui, da? Feliuțe, tăia subțire carnea de pui, feliuțe subțiri, puneți peste orez și băgați la microunde. Acum depinde și de cuptor, depinde de cuptor în principal. Da, eu am un cuptor puțin mai performant și în 14 minute am gata orezul. Dumneavoastră dați 14 minute, dacă vedeți că nu s-a făcut foarte bine, mai dați 2-3 minute.